Cum creăm o fișă de inventar în Ebriza? În primul rând, ne folosim de fișa de inventar pentru a ține evidența cantităților stocurilor noastre din gestiune, atât a celor scriptice, cât și a cantităților fizice. Din aplicația Gestiune, pagina Inventar, vom crea o nouă fișă de inventar. Aici selectăm data de la care vrem să se preia cantitățile scriptice din gestiune, spre exemplu 1 mai. Apoi, adăugăm lista cu stocurile la care dorim să facem inventarul, spre exemplu, lista de materii prime. Introducem valorile reale pe coloana cantităților fizice, spre exemplu 12, 26, 50. Pe lista diferență putem observa diferența dintre cantitatea scriptică și cea fizică. Salvăm acest inventar, pe care îl putem descărca oricând de la acest buton. În acest moment, cantitățile din gestiune nu s-au actualizat la noile valori. Putem face acest lucru doar prin resetarea inventarului. Resetarea inventarului se realizează prin brifarea stocurilor pe care vrem să le actualizăm. Apoi dăm click pe butonul Resetare stoc. Acum avem cantitățile fizice actualizate în pagina noastră de stocuri din gestiune Ebriza. Vă dorim mult spor!